Vorbeam cu cineva și am spus: dacă ai un scandal în familia ta, uite, promite că, începând cu șase luni, la început șase luni, nu o să-i mai spui nimic rău soțului tău, nimic negativ, nimic negativ. Dar e un rău, nu contează, nu mă interesează. Nimic. Să fii dârzi împotriva păcatului. Să-ți iei telefonul, să-ți faci curățenie la el, apoi, dacă nu reziști nici cum, să-ți telefon cu butoane o perioadă. Nu zic că toată viața trebuie să ai WhatsApp. Cu o vreme, la un moment dat, trebuie să birui, să fii puternic deasupra păcatului respectiv. Dar fă tot -ți ce ține de tine, să nu intre informație negativă în viața ta. Ai anumite anturaje prin intermediul cărora ajungi să fumezi. Ai lângă tine, în preajma ta, persoane care fumează, debarasează-te, mută-te pentru o vreme din zona lor. Indiferent ce trebuie să faci, retrage-te din zona unde simți miros de țigară. Nu mai intra pe acolo, de la depărtare.